Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Margareta Răducanu și vă invit iarăși la o ediție specială a emisiunii Noi despre Noi. Accent TV în fiecare zi emite ediții speciale pentru a vă face cunoscuți cu informațiile corecte și ca să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova privitor situația în politică. Invitații din această seară, din acest moment în studio sunt Victor Stepaniuc, ex-deputat, ex-vicepremier, conferențiar universitar. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua! Ion Terguță, jurnalist. Bună ziua și mulțumesc ziua. Pentru că ați acceptat să veniți să discutăm astăzi. Și Ala Revenco, cofondatoarea Asociației Părinți Solidari. Mulțumesc și bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Da, este important să discutăm în aceste zile despre tot ceea ce se întâmplă ca să informăm telespectatorii posturilor de televiziune care emit cu o altă informație și ca să vină în casele acestor oameni informații de altă natură ca să poată face o analiză și ca să poată conștientiza ceea ce este necesar să facă și ca pe 16, vreau să fac un apel, toți facem acest apel, pe 16 iunie să ne adunăm pentru că oamenii au învins, poporul a învins și să venim la ora 11 în fața Parlamentului Republicii Moldova pentru a spune da acelor oameni care s-au adunat legitim în Parlament, care reprezintă majoritatea și să susținem guvernul nou format a doamnei Maia Sandu și pentru ca să spunem nu și să invităm la ședințele Parlamentului Partidul Democrat care acum uzurpează puterea. Astăzi mi-am propus, pentru că în celelalte emisiuni ale Noi despre Noi am discutat foarte mult despre deciziile Curții Constituționale. Am discutat despre greșelile care au fost făcute, am discutat despre pașii care ar fi trebuit să fie întreprinși în continuare. Azi vreau să vorbim despre relațiile Republicii Moldova cu statele vecine, de reacțiile acestora la tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și cum va trebui să ne susțină în continuare în dezvoltarea vectorului nostru, atât european, cât și estic și vestic. Domnul Stepaniuc, spuneți-ne, vă rog frumos, ce părere aveți vis-a-vis de târgănarea de a face o reacție a statului vecin România, pentru că se aștepta mai rapid să reacționeze sau ei, fiind membri a Uniunii Europene, așteptau deciziile să vină din altă parte? Trebuie să spunem că România, de fapt, a avut reacție. Este adevărat că ea este una contradictorie, dar până la urmă am văzut în textul acelor expuneri că România de fapt recunoaște rezultatele alegerilor din 24 februarie. Mai mult ca atât, ei recunosc procesul democratic din Republica Moldova. Desigur, era mai bine dacă ei făceau declarații concrete în susținerea guvernului Maia Sandu, dar până la urmă... Ei se eschivează deocamdată, să spună lucrurile ori pe nume. Ei se eschivează și trebuie să spunem că România are un specific în spațiul Uniunii Europene, fiindcă o parte din politica externă este axată mai mult în relațiile cu Statele Unite ale Americii și nu numai România, mai sunt câteva state. Și dacă să observăm, nici Statele Unite nu au avut prea mult accente având în vedere criza din Republica Moldova. Rămâne să vedem. Eu cred că este important pentru guvernul și parlamentul ales în urma rezultatelor alegerilor din 24 februarie, că majoritatea statelor europene, da? Și Uniunea Europeană, și Franța, și Germania, și Marea Britanie, și țările scandinave, majoritatea lor, majoritatea țărilor din Europa Centrală au declarat susținere, și Rusia, a declarat susținere guvernării actuale. Indiscutabil că politicienii europeni se orientează la procesele deci politice din Republica Moldova. Ei cunosc legislația noastră, fiindcă legislația noastră, într-un fel sau într-altul, este făcută după modelele europene. Și atâta timp cât un parlament s-a creat, și-a creat majoritatea parlamentară, a creat structurile parlamentului, a creat un guvern, desigur, politicienii europeni își dau seama că nici o curte constituțională și nici o oarecare forță politică nu poate dicta, de fapt, împotriva suveranității
poporului nostru. Poporul și-a expus opinia la 24 februarie. Restul sunt momente de proceduri și niciun structura statului, nici președintele și nici Curtea Constituțională nu a putut să împiedice procesul de formare a Parlamentului. Parlamentul este creat, în opinia mea, este legal creat și orice tertipuri care le-a făcut Curtea Constituțională și care încearcă, prin această hotărâre, a creat o criză constituțională, și pe mine mă bucură că, de fapt, conducerea Consiliului Europei, mai ales secretarul general, și-a exprimat nedumerirea față de aceste hotărâri neclare a Curții Constituționale și a poruncit Comisiei de la Veneția. Mie mi se pare că un moment de cotitură, inclusiv și în comportamentul României și chiar și a Statelor Unite, o să vină anume după ce o să fie scoasă în vileag avizul Comisiei de la Veneția. Uh-huh. Eu sper că... Dar de ce până acum România avea statut de avocat a Republicii Moldova în relațiile noastre cu Uniunea Europeană și își exprima foarte rapid și foarte tranșant orice orice părere, orice atitudine față de tot. Dar acum ea este un pic în tăcere și ea așteaptă niște decizii luate de alții, de Germania, de alții. Eu cred că noi aici în la sud-estul Europei suntem puțin bolnavi de geopolitică. Și nu numai noi moldovenii, dar din păcate și ucrainenii, și georgienii, și românii, și alte state, și alte popoare. Plus de asta, trebuie să spunem că partidele din Republica Moldova, sau cel puțin o parte bună din partide, au legături directe cu clasa politică românească. Noi am văzut legăturile acestea dintre PSD și Partidul Democrat și așa mai departe. Și mie mi se pare că este legat anume cu acest fapt. Dar asta nu trebuie să ne împiedice pe noi a conștientiza că majoritatea statelor mari, importante, europene, cu care noi avem relații istorice, avem relații politice și sociale-economice foarte, foarte importante, au exprimat susținere proceselor democratice din Republica Moldova și în sensul acesta eu nu văd o problemă. România este un stat mai specific pentru noi. Pe de-o parte, nu, el este vecin, nemijlocit cu noi. Desigur. Și ar fi trebuit să fie cu un statut mai preferențial. Noi nu putem să învinuim vecinii, poate sunt lucruri care nu le-au înțeles, fiindcă aici, într-adevăr, hotărârea Curții Constituționale este una care a provocat criza. Curtea Constituțională a fost utilizată ca o unealtă a fostului partid de guvernământ, el nu dorește să plece, evident, și nu întâmplător, deci, acest clișeu că statul este capturat și se vede foarte concret că ei nu vor să plece. Și aici au utilizat Curtea Constituțională. Acum, trebuie să spunem clar, bravo lor, politicienilor europeni, majoritatea din trânșe, care au văzut veridic ce se întâmplă în Republica Moldova. Că e o încercare de lovitură de stat, că e fenomen a uzurpării puterii de stat și, desigur, aici trebuie să mai departe dedus procesele politice, probabil că trebuie să niște mediatori, dar la ziua de astăzi, populația, și dumneavoastră foarte corect ați spus, populația trebuie să vină în susținerea guvernului legitim și a Parlamentului legitim și trebuie prin manifestări pașnice. Da, aici trebuie toată ziua să subliniem faptul că este important acest lucru. E foarte important, vreau să spun, și susținerea externă și e bine că ea există, dar e important și toate forțele politice din Republica Moldova, pe minimă, miră comportamentul unor lideri a partidelor politici care n-au luat atitudine. Vom vorbi despre asta, despre liderii politici partidelor extraparlamentare, un pic mai târziu. Domnul Terguță, chiar și ex-președinții Republicii Moldova, domnul Snegu și domnul Lucinski, în declarațiile sale care le-au făcut privind susținerea Parlamentului nou ales și a prim-ministrului, au menționat faptul că acum atitudinea internațională este foarte importantă. Și totuși vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, tot ceea ce se întâmplă între Republica Moldova și România, atât de strâns unele legături. De ce acum ei nu reacționează într-un alt fel? De ce ei acum așteaptă și avem așa un statut de deocamdată de stand-by? Eu nu cred că noi trebuie să privim relația Republicii Moldova cu România în culorile pe care le descrieți dumneavoastră. Pentru că situația este comparabilă și cu a Ucrainei. Nu cred că România sau Ucraina privesc acum situația din Republica Moldova prin prisma ilegalității noului guvern. Pentru toată lumea este foarte clar, acest guvern este legal, constituit și așa mai departe. Ceea ce îngrijorează România
dar în mod special Ucraina, pentru că România a recunoscut deja acest guvern, Ucraina încă nu se grăbește să facă acest lucru. Doamna Maia Sandu este din cauza apariției factorului rusesc și acestei înțelegeri tehnice absolut nefirește între dreapta și stânga politică din Republica Moldova. Ucraina are o situație specifică în regiunea de Est și Crimeea și pentru ei este un lucru extrem de sensibil ce rol joacă Moscova și Rusia în toată această nouă reconfigurare politică în Republica Moldova. Domnul Stepaniuc are dreptate. Noi avem obsesia aceasta a geopoliticii, dar din punctul meu de vedere, noul guvern creat sau noua putere în general trebuie să facă eforturi mari să explice vecinilor noștri că este o problemă de conjunctură la momentul actual, iar lucrurile care trebuie să ne deranjeze în primul și în primul rând este aspectul corupt al puterii de la Chișinău, care trebuie să înlăturate, sau dezoligarhizare, așa cum se spune acum. Iar factorul geopolitic acum este unul de plan secund sau chiar mai mult. S-a vorbit foarte mult despre federalizare. Da, vom vorbi despre asta un pic mai târziu, noțiunea federalizare, de ce este atât de des utilizată de Partid Democrat ca fiind... Eu nu vreau să vorbesc despre federalizare, despre altceva. Okay, deci, vreau să revin la factorul rusesc. Este un lucru pe care noi nu l-am discutat până acum în spațiu public, dar din punctul meu de vedere este unul absolut determinant pentru situația actuală a Republicii Moldova și probabil ceea ce s-a întâmplat în continuare. Este ardoarea sau, dacă vreți, încercarea foarte clară a Federației Ruse de a respinge orice idee de federalizare în Republica Moldova. Kozak a făcut acest lucru, a făcut acest lucru președintele partidului din Rusia și așa mai departe. Probabil că în relația noastră cu Federația Rusă s-au produs anumite schimbări pe care noi încă nu le înțelegem la momentul actual. Probabil că el vor avea repercusiuni în viitor și lucrurile astea deranjează în primul și în primul rând vecinii noștri. Ucraina este între noi și Federația Rusă, este extrem de deranjată de aceste neclarități, dacă vreți, și România, care într-un fel are și ea conexiune prin spațiul nostru cu factorul rusesc și din acest motiv trebuie să privim un pic altfel lucrurile. Noi, și repet încă o dată, puterea de la Chișinău trebuie să facă eforturi mari, să meargă și să explice noua situație și să încerce să-și calmeze într-un fel vecinii că lucrurile nu sunt așa cum sunt prezentate de Partidul Democrat. Așa, care totuși va fi pe viitor interesul României față de Republica Moldova? Interesul României pentru Republica Moldova întotdeauna a fost unul cât se poate de clar. Noi suntem partea spațiului cultural, etnic, etnografic, de care vreți, istoric românesc. Chiar dacă trăim în două state separate, noi suntem practic aceeași națiune. Nu practic, dar aceeași națiune. Deci nu pot să existe niciun fel de altfel argumente între România și Republica Moldova. Oricât de supărați ar putea fi București acum pe autoritățile de la Chișinău, oricum, după un anumit timp, își vor trage două palme și vor îmbrățișa din nou. Și încă mai bucură un fapt, pentru că două partide care la moment erau atât de diferite acum au găsit compromisuri la noi, Republica Moldova, la moment, și au încercat să-și facă o agendă comună și asta vreau acum regia să pună pe post. Asta a vociferat și doamna președintă a Parlamentului, Zinaida Greceanu. Vă rog frumos. S-ar părea că sunt două forțe politice care nu au nici viziuni politice comune, nici ideologie, dar este important pentru țară. Eu nu minimizez rolul Moldovei pe arena internațională, dar pentru Moldova, care este o țară mică, este important ca politicienii să se bată în campanie electorală, iar după campania electorală ar fi bine ca toți să se unească și să se găsească cum să muncească pentru binele țării, cum să asigure o stabilitate. În ultimii 9 ani am avut foarte multă instabilitate care ne-a dus faimă negativă peste hotarele țării. Din păcate, poporul este descurajat și de aceea este foarte important să inspirăm încredere că, uite, este o guvernare care poate să-și lase ambițiile politice, muncesc pentru țară. Eu am menționat, chiar dacă suntem mici, să știm să fim prieteni cu toată lumea, nu cu cineva împotriva cuiva. În această privință, Greceanu a subliniat că noile autorități moldovenești, care au reușit să restabilească funcționalitatea corpului legislativ al țării și să aleagă un nou guvern, solicită sprijin internațional
pentru ca în țara noastră să fie în cele din urmă stabilitate. Noi înțelegem că vocea noastră pe arena internațională nu este atât de importantă, de aceea noi trebuie să folosim vocea noastră înțelept și în interesul poporului. Și asta am demonstrat, că ceea ce am făcut se pare că este imposibil, lumea a acceptat și comunitatea internațională. Da, aceștia care mai sunt la guvernare și-au păstrat forțele și-au capturat statul Republica Moldova, de aici vine declarația noastră pe care am adoptat-o de comun acord cu toți cei 61 de deputați, declarația de stat capturat și pașii care reiese din aceasta înseamnă că este și un apel către comunitatea internațională să ne susțină. Chiar dacă ar spune unele cancelari internaționale că nu ne implicăm în treburile interne, nu vă implicați în treburile interne, dar voi sunteți partenerii noștri de dezvoltare, ajutați-ne ca în Moldova să se instaleze o guvernare care poate aduce beneficii și o schimbare nu doar pe hârtie. În concluzie, președintele Parlamentului a declarat că pe baza poziției geografice a țării noastre și având în vedere dimensiunile relativ mici ale statului nostru, noile autorități moldovenești ar trebui să urmărească o politică externă echilibrată, să construiască relații bune cu toată lumea și să nu se angajeze în jocuri geopolitice împotriva cuiva. O astfel de politică, conform lui Greceanu, ne va permite să avansăm pe propriile noastre interese pe arena internațională și să îmbunătățim viața cetățenilor noștri din contul colaborării atât cu Estul cât și cu Vestul. Am revenit în studio, vreau să anunț telespectatorii că deocamdată briefingul anunțat după ședința Consiliului Politic Național al Partidului Democrat încă nu a început. Probabil, așa cum zicea și domnul Terguț acum câteva secunde, discuțiile sunt foarte aprinse acolo și noi considerăm că ceva iau niște decizii destul de serioase pentru ei și îi așteptăm cu siguranță, cum a zis domnul Arsenie ieri aici și domnul Cârnat și domnul Pușcaș, îi așteptăm în Parlament pentru că ei sunt legal deputați aleși pe 24 februarie ca să discute cu ceilalți deputați din blocul acum și Partidul Socialiștilor. Vreau să revin la discuția noastră privitor relațiile internaționale. Cât este, domnul Stepaniuc, cât de important ca să fie luată în calcul acest aviz de la Veneția pe data de 21, atunci când va fi verdictul dat și ce se va întâmpla în următoarele zile? Eu subliniez că acest aviz este important, dar observați că de acum unul din liderii Partidului Democrat, domnul Candu, a declarat că el nu va influența, de fapt, nici de viziunea cum. Lor da. Asupra situației. Și aceasta demonstrează că ei, de fapt, fac o lovitură de stat. De unde au ei susținere? Într-o oarecare emisiune, eu am spus încă o săptămână în urmă că democrații sunt, Partidul Democrat e așa sigur pe situație, numai dacă există oarecare de undeva susținere internațională. Pe parcursul săptămânii noi ne-am convins că majoritatea statelor europene, de fapt, nu le-au acordat lor susținere, din contră a acordat susținere noului guvern. Poate geopolitica să ne facă, să facă jocul? Desigur, poate. Deci, în momentul de față, nouă geopolitica o să ne ajute să ieșim din acest impas și criza aceasta. Să recunoaștem că, de fapt, sunt state care, pe din față, poate să facă sână, deci, oarecare politică, dar pe din dos să ducă altceva. Domnul Candu, acum ai plecat la Washington. Da, această plecare subită. În opinia mea, ca analist politic, vreau să vă spun următoarele. Că eu cred că el a plecat pentru a găsi o soluție de retragere a Partidului Democrat. Fiindcă chiar și democraților, și eu sper că ei sunt oameni raționali, fiindcă pe majoritatea dintre înșii știu. Mulți dintre înșii au fost politicieni activi încă 15-20 de ani în urmă. Unii au fost activiști la Partidul Comuniștilor. Eu personal îi cunosc. Eu nu cred că ei o să meargă până în pânzele albe să facă o confruntare de stradă acum ea sau să-și permită în general vărsarea de sânge. Fiindcă evident că majoritatea poporilor nu este astăzi de partea lor. Mai mult ca atât, aceste două partide politice care au creat majoritatea parlamentară în condiții foarte complicate, când au lăsat geopolitică într-o parte, au lăsat confruntările ideologice într-o parte și vor să restabilească sistemul politic-democratic în țara noastră și să dea niște perspective de dezvoltare a țării, fiindcă țara se prăbușește.
Este evident și ea se prăbușește în mare parte din cauza Partidului Democrat și politică care i-a dus-o 10 ani de zile împotriva acestui țări, împotriva economiei, împotriva business-ului mic, împotriva, împotriva în general, business-ului în general. În general, da, nu numai în în sensul respectiv, împotriva, țara se ruinează, satele îzgoale, aici au rămas bătrânii, o parte din politicieni, noi nu avem astăzi elite real, economice, nu există în țară. Tot e monopolizat sub Partidul Democrat. Țara nu poate supraviețui în halul respectiv. De atâta faptul că și socialiștii, în frunte cu președinte și cu doamna Greceanu, și doamna Maia Sandu, și Andrei Năstas, și alți politicieni care până la urmă au demonstrat înțelepciune. Da, ei sunt diferiți, noi îi cunoaștem. Dar eu încerc să spun ca cunoscător a doctrinelor. În doctrinelor social-economice, ei de fapt nu au mari diferență. Există aici e vorba comune. În mare parte geopolitică. Dacă lași geopolitică într-o parte, atunci eu pot să mă întâlnesc cu orice om din alte partide și să discutăm. Ce facem cu țara? Țara trebuie să fie ridicată și trebuie creată... Dar până la urmă fiecare partid așa trebuie să găsească soluții. În asta și e problema. Mă adresez către partidele cele 30-40 care noi le avem. Pe mine e foarte straniu comportamentul și a Partidului Comuniștilor, și comportamentul partidului nostru, al lui Renato Usatăi, și al altor partide care au o anumită reputație în societate, care au niște legători, și atunci ei acum, în stil egoist, se ascund în dosul degetelor și, de fapt, ei fac jocul astăzi a Partidului Democrat. Fiindcă aici nu este că pot și cu aceștia, pot și cu aceștia. Aici trebuie să faci o alegere. Așa sunt momente istorici, când trebuie să faci alegerea, ori pro, ori contra. La sâmbătă, duminică, pe data de 16, oamenii aceștia trebuie să iasă împreună cu activul lor, să vină în piață și să declare susținere. Nu susținere domnului președinte Dodon sau doamnei Maia Sandu, dar de fapt este vorba de susținerea proceselor democratice din Republică, sistemului politic, unui parlament și guvern legitim. Cum o să lucreze acest guvern? Noi să sperăm că o să lucreze bine. Noi nu vorbim astăzi de susținerea, eu știu acolo ea, doctrinară acestui guvern. Fiindcă o să vedem cum o să activeze. Dar la ziua de astăzi, guvernul este creat legal și acest guvern trebuie să fie susținut. Dacă noi vrem ca țara aceasta să rămână republică. Fiindcă Partidul Democrat a transformat într-o monarhie a unei persoane. E rușine în general a Europei această guvernare care noi avem aici. Statul nu este republică. Aici sunt demolate, de fapt, sistemul separării puterilor. Noi nu avem azi sistem judecătoresc. Dacă sistemul judecătoresc se duce și raportează personal domnului Plahotniuc ce se întâmplă în general în țară, deci e mare rușine asta, că noi nu avem, de fapt, putere de stat. Azi există președinte, azi există guvern și parlament ales și poporul a investit suveranitatea în aceste forțe politice. Nu există alt regim. Noi nu putem să ne ducem astăzi și să acordăm susținere unui așa numit președinte Filip, care nu are nicio susținere, care este în fruntea unui guvern tehnic, dar guvernul acesta este deja ilegal. El e absolut ilegal. Și atunci apare întrebarea, domnilor consilieri raionali, domnilor miniștri care imitați că dumneavoastră sunteți în clădirea guvernului, domnilor polițiști, dumneavoastră cui serviți de fapt? Ce se întâmplă în țara asta? Deschideți articolul 2 a Constituției, deschideți articolul 60 a Constituției, deschideți articolul 135, 85, 89 și vedeți că noi avem astăzi o singură guvernare și ea se numește guvernarea în frunte cu parlamentul actual, cu președintele Dodon și cu guvernul Maia Sandu. Nu există altceva. Dumeriți-vă și nu faceți crimă împotriva poporului. Doamne ferește ca ei duminică încă să mai facă niște provocări. Nu, e exclus. Cred lumea trebuie să iasă că... pașnic. Repet, pașnic. Noi avem un popor pașnic. Cel puțin de la 92 încoace noi ne-am liniștit, am înțeles niște greșeli și trebuie să nu insistăm, să nu facem prostii. Da, și dacă domnul Terguț Acuș și domnul Revencu neapărat revin și la dumneavoastră, revenim un pic la tematica relațiilor internaționale. În Statele Unite ale Americii am avut un ambasador care a fost mâna dreaptă o perioadă destul de lungă a domnului Plahotniuc. Este vorba de doamna Balan. Ea a fost de nou președinta Partidului Vicepreședinta Partidului, da, exact. Mult timp, dânsa a fost și șefa PR-ului.
PR-ului. Haideți să fim corecți. Ea încă mai este ambasadoară Republicii Moldova. Încă, da, dar a fost rechemată. A fost rechemată pentru consultări. Este o procedură diplomatică absolut legală, corectă, dar asta nu presupune că dânsa a fost retrasă din această calitate. Și ea este ambasadoară. Plecarea domnului Candu acolo este pentru a, cum a zis domnul Stepaniuc, pentru a găsi niște soluții de a reveni și de siguranță în continuare în colaborare? Sau ei totuși cer niște momente? Partidul Democrat speră foarte mult că va reuși să joace această carte geopolitică și va convinge Statele Unite că factorul rusesc este un factor destabilizator, complicat și așa mai departe în toată această ecuație politică de la noi. Eu am privit ieri interviul cu fostul șef a OSCE-ului de la Chișinău, William Hill, dacă îl mai țineți minte. Da. Deci dânsul spune foarte clar că nu prea crede că Statele Unite îl va susține pe domnul Candu sau dacă vreți, Partidul Democrat va avea susținători la Washington. În primul rând, Statele Unite nu pot juca foarte deschis împotriva întregii lumi. Gândiți-vă în primul rând că Uniunea Europeană, foarte multe țări puternice au recunoscut acest guvern. Ieri, ministrul nou de externe, Nicu Popescu, a avut o întâlnire absolut extraordinară din punctul meu de vedere cu ministrii de externe a grupului G7 și a explicat și cu tot corpul diplomatic care i-a însoțit. Iar acestea sunt cele mai puternice țări ale lumii. Evident că acești oameni s-au informat din prima sursă și vor merge iarăși în guvernele lor să explice care este situația. E un pas extraordinar pentru noi. Care este situația. Dar Partidul Democrat a greșit foarte mult la Chișinău, în primul rând. A greșit prin această decizie a Curții Constituționale, care a pus capac peste tot. Este ultimul bastion al Partidului Democrat și încearcă prin această decizie a Curții Constituționale să ne spună nouă tuturor că decizia Curții Constituționale este definitivă, nu mai poate fi atacată sub nicio formă și așa mai departe. Ceea ce nu a înțeles Partidul Democrat este că poporul are dreptul la revoltă. Și este un lucru consfințit în Constituție. Iar acest lucru este peste această Curte Constituțională, pentru că atât timp cât Curtea Constituțională nu lucrează în interesul statului, dar lucrează în interesul unor oameni care uzurpează puterea, poporul are tot dreptul să se răscoale. Ceea ce s-a întâmplat pe 16 iunie la Chișinău nu neapărat că este vorba despre o răscoală, dar este o manifestare a suveranității. Deci va veni stăpânul acasă sau un limbaj mai simplu, pădurarul va veni și va împărți pe toți la casele lor, iar cei care dețin putere legală la Chișinău vor intra în edificii. Eu nu cred și nici măcar nu vreau să mă gândesc că polițiștii noștri vor încerca măcar cât de cât să opună rezistență. Noi avem o confruntare acum, de fapt, nu între Plahotniuc și guvernul nou ales, avem o confruntare între puterea nouă legală și Ministerul de Interne. Chiar adică așa? Ministerul de Interne, cu toată această structură a lor sau cu capii Ministerului de Interne, care creează această scut de protecție pentru Vlad Plahotniuc la momentul actual. Și iarăși, ca să revenim la relațiile internaționale. Vlad Plahotniuc a făcut o greșeală groaznică la începutul acestei săptămâni, atunci când guvernul, așa numitul guvern al lui Filip, a încercat să mute ambasada noastră de la Tel Aviv la Ierusalim. Pentru ce i-a trebuit acest gest să facă? Acest gest a fost făcut pentru Statele Unite. Pentru Statele Unite, da. Dar nu cred că ei aceia erau atât de fericiți de gestul lor. Nu, dar nu asta este greșeala lui Plahotniuc. Greșeala lui Plahotniuc este în faptul că a reușit să-și pună în cap toată lumea arabă. Aha. Iar aceasta era... Dubaiul era unul din refugiile pentru Vlad Plahotniuc, acolo un el de foarte mult timp încearcă să-și ducă capitalul și așa mai departe. Și în această prostie pe care a făcut-o guvernul Filip, i-a creat o problemă foarte mare lui Vlad Plahotniuc. Acum Vlad Plahotniuc este exact ca un șobolan strâns într-un ungher de beton. Da, dar eu vreau aici să spun ce neapărat să vorbim referitor la șobolan și la animalul care domnul Popov ieri într-o emisiune a colegului meu Gheorghe Gonț a zis că acum este necesar ca să nu îi lăsăm nicio ușă de ieșire acestui personaj în domeniul politic, pentru că poate să facă niște acțiuni negândite și trebuie să-i lăsăm o posibilitate Eu când v-am vorbit metaforic, eu am zis că este un șobolan strâns într-un ungher de beton și nu mai poate să mai găsească niciun fel de gaură. Acest șobolan, ce lucru care îl poate face în nebunia lui, să arunce în periete cu toată forța. Nu să facă rău societății, poporului. Plahotniuc acum vreau face rău Sieși. Sieși, da. Pentru că
Iarăși, imaginați-vă acești polițiști. Vă mai ținem că până duminică mai sunt câteva zile, da? Acești oameni stau echipați. Dar fără Plahotniuc, toată lumea din partid este alta? Sau, iată, noi, toată lumea, toată comunitatea își dorește... Eu nu vreau să privesc lucrurile așa cum priviți dumneavoastră. Pentru mine, un partid politic este o asociere liberă a unor oameni care vin și încearcă să împărtășească niște idei comune. Dacă acești oameni au ajuns la ideea în cadrul partidului lor, și vedeți că acum au un Consiliu Republican, au ajuns la ideea că ei trebuie să mențină puterea cu orice preț, să ajungă până la o confruntare cu poporul, acest partid pur și simplu nu trebuie să mai existe în spațiul politic din Republica Moldova. Nu moare lumea fără Partidul Democrat. Credeți-mă că soarele a existat și înainte de Partidul Democrat și foarte mult timp a existat după Partidul Democrat, la fel ca și noi toți cu dumneavoastră. Dacă acești oameni care au constituit Partidul Democrat nu au înțeles că au depășit toate limitele și toate liniile, deci este problema lor. Iar statul ăsta, după ce a fost tăvălit, ucis, distrus și așa mai departe, dus prin toate stadiile care le-a adus Partidul Democrat, nu va ajunge să-și facă statul dreptate în primul rând. Iar toți cei care au uzurpat puterea în Republica Moldova, începând la Curtea Constituțională până la ultimul responsabil din Ministerul de Interne, nu își va primi răsplata, atunci cetățeanul nostru va înțelege că statul nu și-a revenit, pur și simplu. Deci este necesară aceste acțiuni de răsplată. Aceasta este o operațiune chirurgicală absolut necesară pentru statul Republica Moldova, nu pentru un individ oarecare. Indiferent că el este președintele țării, prim-ministru sau deci va trebui cine. Să fie taxat statul, cei șase judecători Republica neapărat Moldova, de Curtea Constituțională. Statul Republica Moldova, pentru a-și reveni, are nevoie de aceste operațiuni chirurgicale. Toată lumea care a complotat împotriva statului va trebui să-și primească pedepsele cuvenite. Da, domnul Stepaniuc, și eu trebuie. Înainte de a adăuga dumneavoastră, vreau să citesc ceea ce m-au anunțat colegii. Este vorba de briefingul imediat, că briefingul, iată, am aici. A ieșit domnul Cebotar și a spus că ei mai au nevoie de timp pentru consultări și briefingul va avea loc la ora 17:30. Să le ajute Dumnezeu să iei o decizie corectă. Da, probabil că vin semnale din Statele Unite și cu lucrul ăsta se întâmplă. Domnul, da, Candu, probabil, fiind acolo. Eu am vrut să spun încă o dată că... Desigur, vinoveții vor fi pedepsiți într-un fel sau într-altul. Dar domnul Filip este astăzi cel mai mare vinovat în tot scandalul acesta, fiindcă dacă, cu toate presiunile care s-au făcut și cu toate deciziile strâmbe curții constituționale, dacă omul este responsabil și are respect față de Constituție, el nici de cum nu a putut să iei și nu ar trebui astăzi să insiste. Fiindcă până la urmă, când o să ajungă în fața judecătorului, orice jurist o să vă spună. Da. În fața judecătorului o să fie întrebat în primul rând domnul Filip. De ce dumneavoastră ați perpetuat deci încercarea de lovitură de stat? Și desigur acei care au... Fiindcă astăzi, înțelegeți, trebuie să ne punem și în locul ofițerului, da? Și în locul deci, celor de la Ministerul de Interne și de la alte ministere. Ei au un guvern, guvernul acela stă sub presiune, este o hotărâre a Curții Constituționale, dubioasă, da? Uh-huh. Și este dualitatea asta. Noi spunem că ea nu există, dar dualitatea în realitate există. Altceva că noi vorbim de un guvern recunoscut, de un guvern legal și astăzi, dacă pe data de 16, masiv, lumea o să iasă la aceasta, să fie ca un referendum, acest ca un plebiscit, care demonstrează că poporul recunoaște această guvernare, că poporul își a luat suveranitatea, că poporul încă o dată confirmă că rezultatele alegerilor din 24 februarie. Eu încerc să vă spun ca politolog chestiunea respectivă, fiindcă din punct de vedere a dreptului, aici e așa atâtea confuzii, o creat, hotărârile este ilegale, absolut ilegale. Și juriștii ieri au vorbit și îmi pare da, foarte bine. Da, aici 4 zile la rând vorbește avocații, și majoritatea Consiliului Avocației, și majoritatea juriștilor, majoritatea președinților Curții Constituționale, judecătorilor, au spus foarte concret că Curtea Constituțională a făcut o ilegalitate. Și, de fapt, criza aceasta mare, constituțională din țară, este vina, în primul rând, a judecătorilor. Altceva că trebuie de văzut mecanismele. Și dacă Comisia de la Veneția o să facă un aviz, atunci, desigur, Curtea Constituțională trebuie să facă o jumătate de pas înapoi. Nu, în următoarea zi, adică peste o zi, luni, ei vor trebui să-și dea demisia forcure și să-și revadă, în primul rând, să-și revizuiască decizia, hotărârea. Și să anuleze hotărârea care este una anticonstituțională împotriva articolelor 2, 6 și 85, mă scuzați, 60, 85 și 89 a Constituției, deci, fiindcă ei, de fapt, au demolat statul.
Observați ce am făcut. Eu vreau să vă repet încă o dată și le spun și băieților de la guvern, care sunt mulți întrânși și oameni pregătiți. L-au suspendat pe președinte și i-au dat mandatul președintelui unui președinte care se numește prim-ministru, care de fapt nu mai conduce un guvern tehnic și el nu are în spatele lui un parlament. Ce e asta? Ei au declarat ilegal un parlament care e constituit din două fracțiuni majoritare a alegerilor, în urma alegerilor din 24 februarie. Și ei după asta declară că acest încă guvern, el nu are guvern, că e numai guvern tehnic, dar guvernul care e format de un parlament în urma alegerilor înseamnă că este ilegal. Curtea asta constituțională e trebuie să fie judecată pentru crime de stat. Pentru crime că ei demolează statul. Da, da, domnul Arsenie a vorbit ei foarte bine aici. Și o să le vină timpul. Dar domnul Filip astăzi, care conduce această ilegalitate mare și acest guvern ilegal, el este principalul astăzi responsabil, fiindcă el duce procesul de lovitură de stat, el de fapt îl duce în pânzele albe. Și o să fac principalul vinovat. Da, și vreau acum să ne aducem aminte de acele acțiuni nemaipomenite de frumoase din partea consiliilor raionale și a statelor din Republica Moldova, care au venit cu declarații de susținere a guvernului nou format și a majorității parlamentare. Ele zilnic se mulțesc, primii au fost câțiva care au avut curajul, după aceea în fiecare zi primim mesaje de la alte și alte sate și localități din Republica Moldova. De aceea am invitat-o și pe doamna Revenco în această zi, pentru că dumneavoastră acum reprezintă societatea civilă prin faptul că este cofondatoare Asociației Părinți Solidari. Părinți avem foarte mulți în Republica Moldova, dar înainte să spuneți, vreau să punem harta unde se vede foarte bine câtă lume deja acceptă noua guvernare. Vă rog frumos! În mod activ își exprimă sprijinul și primării la mai multor sate din Moldova. Conducerea satului Sărătenii Vechi, raionul Telenești, satul Agronomovca, raionul Ungheni, comuna Coșnița, raionul Dubăsari, satul Iargara, Sărata Nouă din raionul Leova, satul Peticeni, raionul Călăraș și locuitorii din regiunea Cogâlnic, raionul Cimișlia. Noul guvern este susținut și de localitățile din municipiul Chișinău, Tohatin, Vatra, Vadului Vodă, Codru, Sângerea, Dobrogea, Revaca și multe altele. Lista susținătorilor continuă să crească. Da, am revenit. Doamna Revenco, suntem diferiți, dar acum vor fi cel mai mult uniți, da? Și duminică vom demonstra acest fapt. Da, desigur. Eu vreau să vorbesc totuși ca mai mult ca activist civic decât din partea asociației, pentru că totuși noi ne străduim să ne ținem un pic mai departe de problemele politice, nu din cauza că noi nu avem atitudine, dar din cauza că imediat ce te iei o atitudine ca asociație, atunci se încep învinuirile că tu ești afiliat unui partid și atunci când mergi cu o anumită chestiune, cu o anumită întrebare către autorități, îndată se pune în față că tu ești afiliat politic și n-ai dreptul să... Adică scade din eficacitate. Din cauza asta, noi ca asociație suntem absolut în mijloc. Dar evident că ca cetățean, ca activist, eu rămân nedumerită de pasivitatea Consiliului Municipal Chișinău. Fiindcă Consiliul Municipal Chișinău ar fi trebuit primul să fie cel care să fie susținut, sau măcar o parte din acesta să fie susținut nou guvern. Păi de ei reprezintă diferite partide și deci ei se asociază cu ceea ce se întâmplă. Dar ar fi fost o declarație din partea Consiliului Municipal Chișinău, fiindcă ea o colegă în acest guvern, este doamna Ala Nemerenco, care face parte din Consiliul Municipal Chișinău. Și evident că și-ar fi încurajat și foarte multă lume. Deci tăcerea Consiliul ca entitate a autorității publice ne pune. Dacă vorbim în ordinea de idei pe care dumneavoastră o spuneți, atunci și primarul interimar nu se înțelege ce e cu primarul a plecat pentru o luxație în concediu medical. Da, noi am specificat lucrul acesta. Da, dar nu știu cum, am impresia că a plecat așa intenționat. Da, eu nu cred în coincidență, deci cred că pur și simplu s-a dat la o parte din, a însușit lecția din data 27 august când a fost învinuit. Când a semnat, da. Și eu rămân nedumerită și de faptul pasivității cetățenilor, multor cetățeni. Fiindcă eu m-am avut... În ce constă această pasivitate? Prin ce o vedeți? Pentru că sunt o parte care au ieșit... Vin cu o predistorie. Eu am activat timp de 18 ani în cadrul sistemului Moldova Gaz.
Da, și cu aproape 3 luni în urmă am fost concediat foarte rapid, în 2 zile, cu încălcarea codului muncii. De ce? Pentru că ați fost prea activă? Da, pentru că am fost prea activă. Pentru toate aparițiile dumneavoastră pe la televizor. Și în aparițiile și poziția civic și poziția față de partidul de guvernare, față de Partidul Democrat. Și vreau să vă spun ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni în instituția noastră cu colegii mei care au lucrat ani de zile, este foarte urât. Oamenii erau chemați, din ceea ce am discutat eu în ce îmi povesteau colegii, oamenii erau chemați la birou șefului și spunea, dacă mai pui un like sau distribui o postare chiar atât de josnic, da, ajungeam și la așa discuții? Da, da, lumea este foarte speriată, absolut speriată. La noi s-a terminat orice discuție despre situația politică, orice... Deci nu aveți voie între voi să discutați momente politice? Fiindcă totul era dus, transmis mai sus. Dar camere și microfoane. Cele mai... Acasă la bucătărie, exact ca pe... Ca în perioada să stai. Cele mai urâte lucruri înainte de concedierea mea care s-au întâmplat, asta era, oamenii erau chemați. Și fantastic, dar de ce atunci oamenii nu spuneau și nu băteau alarma? Dar nu spun, ei nici acum nu spun. Dacă eu urmăresc să angajați acolo și stem. Eu urmăresc. Dacă e să masiv, nu știu pentru că e cum e interesant întotdeauna. Și ieri aici era un reprezentant a unei asociații de tineret. Tot zic că noi nu vroiam să spunem că ne temem. Dacă te unești mai mulți, nu reușești să obții. Bine, doamna Revencu, acum să spună până la cap. Și asta este că lumea s-a dispersat, colectivele care au fost ani de zile și care cumva se susțin reciproc, au fost dispersate. În aceste colectivi au fost infiltrați oameni din Partidul Democrat sau afiliați Partidul Democrat, soții, chiar în birou am fost colegă cu soții de unui deputat democrat, respectiv lumea s-a adică dispersat. Adică ea fiind specialistă în domeniu? Da, specialistă, bine, noi fost specialiști, doamna lucra foarte bine, nu aveam pretenții, dar faptul că în aceste colectivi au fost incluși oameni din Partidul Democrat, nu sunt sigur că pentru dar oricum asta strică colectivele și când ai așa un antagonism. Da, știți, că și când îți spune cineva, mă întoară după ușă. Da, fii atent că e de asta acolo. Și deci s-a ajuns la ceea că oamenii au fost foarte speriați și foarte șantajat. Eu urmăresc și acum foarte puțini colegi care au curajul, dar practic aproape nimeni nu are curajul să-mi pui like-uri la postările politice. Sunt susținută într-un fel online de colegii din societatea civilă, de prietenii mei de la țară, dar din colectivul nostru de la serviciu, din domeniul respectiv, nimeni nu are curajul. Este un fenomen foarte urât format în Republica Moldova. Am posibilitatea acum să vorbesc despre acest fenomen. Este urât. Eu nu mai spun de scoaterea la mitinguri. Cu desila. Asta da, asta ne-a spus domnul Ceapa ieri de primarul orașului Florești, că au fost doar 10% din toți locuitorii Floreștiului. Ieri a declarat domnul Ceapa aici, au venit benevol. Restul au fost amenințați ca să vină la în situația actuală, protestul când Partidul Democrat, eu am senzația, dacă fac o alegorie, Partidul Democrat este ca un dinte de lapte al unui copil care de bea se ține. Și e destul ca oamenii să fie curajoși și să iasă. Și să spună despre Regina Măsăluță. Pur și simplu să iasă, să spună nu mai sunt de acord, nu vă mai rep. Și ar trebui și și din partea doamnei Sandu să fie o afirmație, o declarație mai clară că oricine va fi în această perioadă eliberat. A spus, dar trebuie să fie mai mediatizat chestia asta, va fi restabilit la serviciu. Ca omul să nu se teamă că va pleca pe o săptămână de la serviciu, pe urmă va fi restabilit înapoi. Deci asta este frica asta a oamenilor, ei stau și așteaptă, dă să văd ce-o fi și dacă, pe urmă vedem ce-o fi mai departe, dar nu au curajul să iasă și să... Acest fenomen, domnul Târguță, va influența. Eu vreau să spun al doilea moment, momentul cu votarea pentru Parlamentul European. Așa. Când stăteam în rând la votare, mi-am văzut câțiva foști colegi. Nu m-am apropiat să discut, fiind deja eliberat în condiții de contradicție, dar pe urmă din alte surse am primit confirmare că au fost chemați șefii de direcții și le s-a spus că iată tu n-ai în subordinea ta atâția oameni cu pașapoarte române, ei trebuie să duc să voteze pentru candidat. Nu știu dacă i-a spus pentru cine să voteze, a spus că ei trebuie să meargă la votare pentru Parlamentul European. Deci în aceste condiții până vreau să întreb colegii, dar și alți oameni, până unde puteți răbda? Până unde? Acum, atunci când a fost meeting cu Partidul Democrat, v-au scos în stradă. Vă iau din timpul propriu, din zilele de lucru. Vă trimit, asta deja nu mai poate fi tolerat. Odată și odată trebuie de spus nu. Nu așteptați ca cineva să vie
și să vă scoată din robia aceasta. Cineva trebuie să se jertfească, cineva trebuie să-și dedice timpul, sănătatea și alții, ca tu să stai acolo pe scaunul tău în fotoliul tău și nu cumva să-ți pierzi locul de muncă. Nu e strașnic să-ți pierzi locul de muncă. De muncă acum în Moldova este, foarte da, mult. Dreptate avem. Nu este problema asta, dar trebuie curaj și da, și eu înțeleg că acolo ne sunt salarii mari, dar acolo ne sunt un salariu de 3.000 de lei. Ce ai de pierdut, dragă om? Ieși, manifestă, spune șefului că nu ești de acord, spune că tu refuzi să semnezi în acele liste, spune că refuzi să ieși la meeting, care unde te impune, ieși așa cum îți dictează inima, cum îți dictează sufletul. Și deci noi pe 16, evident, vom fi în piață, cum am fost și la multe alte proteste și nu m-am ascuns că am fost. Dar n-am ieșit la comanda cuiva să țin pancarda eu sunt pentru votul mix, că și din aceștia am avut colegi care au fost scoși. Deci eu să rămân foarte mirată de faptul că oamenii devin atât de supuși, atât de inactivi și sunt gata să rabde totul numai ca să nu piardă postul de muncă, care uneori nici nu costă atât cât costă demnitatea, într-adevăr, demnitatea omului. Domnul Terguț, acest fenomen poate să afecteze cumva prezența celor care vor dori să vină duminică la Marșul Poporului? E un factor interesant. Eu l-am urmărit și în campanie electorală, apropo. Nu e da, îmi dau seama. Pentru că oameni, imaginați-vă că noi discutăm aici despre colective de muncă. Dar imaginați-vă că oamenii au fost telefonați tocmai în Irlanda, tocmai în Dumnezeu știe unde. Vezi că ai pus un like acolo, dar sora ta, mama ta, nu știu cine lucrează în anumită instituție și s-ar putea să aibă probleme și așa mai departe. Sunt niște fenomene catastrofale pe care le-a făcut Partidul Democrat. Și Partidul Democrat trebuie penalizat sau dacă să-i dăm peste mâine, doar pentru că au furat bani. Bani, bun, este o avere pe care noi o facem greu, dar vom mai avea bani. Dar libertatea costă mai mult. Și demnitatea și propria părere, ei ne fac... Și încă un lucru. Democrația este cel mai fragil lucru. Pentru ea trebuie să luptăm în permanență. Cum veni ăștia, Dumnezeu să-i ajute să vină ei la guvernare. Vor călca strâmb, trebuie să luptăm și în cazul ăsta. Pentru că noi acum în situația asta vedem ce înseamnă atunci când niște oameni sunt lăsați de capul lor. Sau eu am în vedere funcționari publici, miniștri și așa mai departe. Și cetățeanul nostru trebuie să înțeleagă. Indiferent cât îl va costa acest lucru, va trebui să protesteze în permanență. Pentru că dacă noi nu vom reuși să-i menținem sub control, într-o anumită situație sau într-o anumită perioadă ne putem pomeni iarăși în această situație. Pentru că oamenii peste tot sunt la fel. Să nu credeți că în Germania, de exemplu, care e o societate nu știu de care, dacă ar fi lăsați aia de capul lor, nu ar ajunge exact aici. Exact în situația noastră. Tot acolo ajung. Pentru că natura umană este aceeași la fel. Noi nu suntem genetic, nu suntem diferiți de nimeni. Doar că noi, la momentul actual, avem alte sisteme culturale sau civilizaționale. Ele trebuie corectate pur și simplu. Trebuie restabilit statul de drept. Și după asta, încet, încet, începem să acumulăm iarăși valori. După aceea, vom fi noi învățați, domnul Stepaniuc, la orice încălcare a fiecărui funcționar public să ieșim să protestăm ceea ce nu s-a întâmplat până acum în decurs de 10 ani, pentru că eu mă mir și aici vorbeam cu domnul Cârnaț, de ce, dacă ai văzut cu o instituție și a încălcat o lege, ori a încălcat regulamentul intern acestei instituții, trebuia să iasă moldoveanul și să protesteze. Poate în momentul acela avea să depășim acest fenomen și nu avea să ajungem la el de frică. Sau moldovenul este caracteristic de pe timpul lui Dimitri Cantemir, că am văzut că cineva a postat nu demult ceea ce a scris Dimitri Cantemir. Probabil că avem nevoie de o emisiune aparte, dar poate de un ciclu întreg. Eu odată cu dumneavoastră am vorbit la subiectul ăsta. Da, știu că am vorbit la subiectul ăsta. Este o problemă de educație. Este o problemă de educație care noi, în parcurs de 30 de ani, nu am format cetățeanul cu poziția activă și așa mai departe. Cine trebuie să arăte... De fapt, exemplu. Exemplu aici, de fapt, vine din partea la trei segmente. Segmentul părinților, segmentul elitelor culturale, elitelor intelectuale și elitelor politice. Nu, când vorbim de elitele culturale, intelectuale și școală, indiscutabil. Și atunci, haideți să vedem că aceste trei tipuri de elite, factorii aceștia, nu s-au isprăvit cu situația. Vina, desigur, cea mai mare o poartă politicienii, dar și intelectuale.
Intelectualii când s-au mobilizat la noi? Ei s-au mobilizat numai la etapa de luptă pentru limba de stat, pentru suverenitate și pentru independență. După aceea ei au dat tot politicienilor. Și intelectualitatea a fost nimicită și sărăcită și de aceea probabil ea nu reușește. E adevărat, dar ea trebuia să mobilizeze și să fie în frunte, să nu le dă voie politicienilor. Cu atât mai mult că sistemul nostru politic, adică partinic, era unul fragil, era unul din incipiență. Adică abia cu... Acum, pe parcurs la 30 de ani, haideți vorbim că avem un sistem oricare, deci de partide, dar din păcate principala caracteristică acestor partide este egoismul, lipsa de solidaritate. Pentru sistemul democratic, da, aici trebuie să lupte și stânga și dreapta. Exemplul care l-a prezentat acum socialiștii și băieții ăștia de la acum este un exemplu formidabil. Exemplul care l-a arătat mișcarea protestatară în 2015-2016 este unul formidabil. Și anume pentru aceasta trebuie să luptăm ca, indiferent de viziunile noastre ideologice, dar când este atacat sistemul democratic, când este atacat Constituția, când sunt atacate drepturile omului, când sunt atacat cetățenii, când este atacat viitorul copiilor, nepoților noștri, care s-a dus la stare de sclavie, fiindcă noi avem astăzi în localități sclavie curată. Și acest partid, mai ales Partidul Democrat, este principalul care a pus căpac acestei țări. 80% din tineri astăzi nu își leagă viitorul cu Republica Moldova. Noi nu avem nicio perspectivă, dar continuăm mai departe. Și atunci, divergențele noastre ideologice, toți acei care iubesc această țară, care iubesc acest pământ, divergențele ideologice le lăsați în planul 2, slavă Domnului, că s-o dezisă astăzi, cel puțin pe o perioadă oarecare, și socialiștii și alte partide politice, haideți să salvăm țara, e pământul nostru, pământul care l-a apărat strămoșii, pământul care noi vrem ca Republica Moldova să reziste mai departe. Și avem o țară frumoasă, interesantă, o cultură interesantă, avem o istorie bogată. Și noi cui vrem să dăm asta ea? Am dat la niște mizerabili care și-au bătut joc de țara respectivă, haideți să ne clarificăm. Și am lăsat divergențele într-o parte și punem la cale programul social-economic. Pe mine mă deranjează că noi nu avem partide cu programe social-economice. Și atunci astăzi cetățeanul e pus în situația, cum a spus doamna Revencu. Da. Aceștia mi-au acordat loc de muncă, dar și garanția am eu că o să ies în interesul democrației și o să rămân fără loc de muncă. Și asta e o mare alegere astăzi. Și eu vreau să spun că eu cunosc foarte mulți oameni cu caracter, cu voință, care au căzut acum în brazdă. Eu chiar am discutat zilele astea cu unii dintre ei și spune, dar de-amă nu știm cum să ne orientăm, avem noi perspective, dar uite, dacă rămân eu fără loc de muncă, eu am încă 4 copii acasă, eu am nepoți și ești așa să împrăștiați în lume, ce fac? Și eu spun așa, și doamna are dreptate, curaj fraților, curaj pentru a susține această guvernare și sistemul democratic, dar și curaj pentru a monitoriza ce o să facă guvernarea. Ca noi să fim în stare, o dată în lună, când trebuiește, să facem o grevă generală, să facem o marș în susținere sau în critică guvernării, ca guvernanța să țină, să fie mai departe. Ei nu s-au pus acolo stăpâni pe domeniul respectiv, dar ei poate responsabilitate în fața alegătorului. Și desigur ne trebuie sunt intelectuale vinovați, desigur, sistemul educațional, desigur. Pe mine mă miră că colegii noștri de la universități, cu mici excepții, încă nu au luat poziție. Ei stau așa în derută. Nu, avem Universitatea Tehnică a luat puțin, poziție. Din păcate, sunt puțini universități, că avem 19. Că nu o să ia poziții deocamdată și celelalte pedagogii de la Universitatea Creangă, care educă Universitatea din Tiraspol, cetățanul. Cum așa voi să nu luați poziție? Universitatea de stat, cum voi să nu luați poziție? Domnul Stepaniuc, noi ieri am publicat pe pagina noastră de Facebook o poză unei jumătate din directoarele de grădinițe de la Ciocana. Sunt Cunaie Simeon Pleșca la ședința, la un eveniment a Partidului Democrat. Ele deja toate sunt membre a Partidului Ei Democrat. Ei sunt membre a Partidului respectiv. Dacă vorbim despre instituțiile preșcolare, aveți dreptate. Și sunt și între cei școlare. Sunt și cei. Și la cei școlare și din păcate. Eu vreau să mai menționez un lucru. Noi, de ce ține de scăderea natalității? Noi în 2 ani am scăzut cu aproape 14-15% natalitatea. Este foarte mult, extrem de mult. De la 39.000 am ajuns la 32.000 de copii în 2 ani, natalitatea pe lună. Anul acesta am atins minus 5, spor negativ, minus 5.000 de oameni pe an.
Minus. Noi nu creștem, noi scădem. Au murit cu 5.000 mai mulți decât s-au născut. Mai puneți că dintre ăștia noi născuți, o parte s-au mai născut peste hotare. Peste hotare avem comunități întregi de familii tinere cu copii. Comunități, numai într-un orășel, numai într-un cartier, deja sunt 10 familii cu 10 copii, de exemplu. Din asociația noastră, din 5-6 membri activi care noi suntem, au plecat, începând cu luna august, până acum recent în luna iunie, au plecat 3. Jumătate au plecat cu tot cu copii. N-au plecat la făcut. Familii deja se duc. Da, adică și-au luat și copiii. Și eu discut... Și numai că și părinții și eu. Da, și eu discut... Da, Chișinău nu simte chestia asta, fiindcă din Raioane vine migrația în Chișinău, fiindcă este infrastructură, sunt locuri de muncă, sunt școli, grădinițe. Dar ies termin. Dar, într-un an, 2-3 A fost infrastructură în Chișinău. Nu, relativ. În comparație cu satele. Deci, dar satele este foarte simțit și chiar Chișinău crește ca număr de copii care merg la școală. Dar ca în sate, ce facem cu școlile din sate? Ce facem cu grădinițele din sate? Ele rămân pustii. Și noi, poate de atât autorități locale și-au fost cele mai receptive la față de nou guvern și-au recunoscut mai rapid, fiindcă ei simt situația și ei văd că trebuie ceva de făcut. Este atât de necesar o schimbare că altfel ei au ajuns în crize. Crize în sistemul de învățământ, crize în sistemul medical. Crize, au 4 ani de când domnul Ceapa în Florești cer ca să fie tras canalizarea și nimeni nu-i aude. E grozav. Aici vreau, domnul Terguță, să spuneți ce ați zis, că vreți să faceți o replică domnul Stepaniu când vorbea dumnealui despre... Nu, eu vreau să-i spun altceva. Nu e clip până spuneți dumneavoastră, până puneți întrebarea. Da. Principalul mobil al democrației este proprietatea. Atâta timp cât oamenii nu au ce apăra, nu, niciodată nu o să-și apere nimic. Pe un intelectual, dacă o scoți în stradă, îl poți să apere niște idei. Iar aceste idei pot fi din diferite până la cel mai trăsnit. Poți să ajungem la utopisme de genul extremă dreptă care duce la fascism și a stângii care duce la comunism. Este emisiune aparte, dar ca să putem polemiza. Dar problema la noi în Moldova este altceva. Și domnul Stepaniuc o supere cu mine. Problema la noi în Moldova deocamdată este statul social. Pentru că noi am dezvoltat în mintea moldovanului faptul că poți sta acasă și statul să aibă grijă de tine. Iată care este marea nu noastră problemă. Nu poți sta acasă. Da. Tinerii noștri, populația Stepan, activă... Numai o clipă. Fiți activi. Numai o clipă. Toți au plecat la munci. Nu au plecat acolo să stăie pe statul, este adevărat, statului german. Este adevărat. Dar când vin acasă vor drumuri, școli și așa mai departe, dar nimeni nu vrea să, nu vrea să deschidă o afacere și nimeni nu vrea să plătească impozite în țara asta. Dar de ce nu vrea? Pentru că nu are siguranță. Eu tot n-aș deschide. Dacă aș avea bani, eu n-aș deschide. Ceea ce trebuie să facem noi, ceea ce n-a făcut statul Republica Moldova până acum este să dezvolte o clasă de mijloc. Să lase oamenii să facă afaceri. Ca oamenii să poată să-și dorească să apere democrație. De unde a apărut democrația în statele occidentale? De la proprietate, de la nevoie de a-și proteja proprietatea. Au tăiat capul regilor. Pentru ca să-și apere bucata lor de pământ. Și s-au dezvoltat în continuare. Și mai există o problemă mare în Moldova. Este biserica. Smerenia și milostenia. Pomenile și capul plecat. Nu. Cred în țările, în țările occidentale lucrurile s-au dezvoltat cu totul altfel. Da, acolo unde oamenii s-au răsculat și-au ajuns până în pânzele albe, acolo democrația are tot aspect. Acum, nu atunci. Acum are tot aspect. Noi până acum am zis că e bine faptul că 96% A încercat să vă provoace. Mie îmi pare rău că dumnealui a vorbit împotriva statului social. Dumneavoastră n-ați observat că și băieții de la Acum, și cei de la Platformă, și cei de la PAS, și socialiști, de fapt, pledează pentru statul social. Pentru că este domnul Stepaniuc. Noi vorbim acum noi vorbim ca doi ministri acum. Sau ca membri a guvernului. Noi vorbim despre faptul că există niște probleme în societate. Există? Politicienii s-au înțeles pe anumite puncte care plac electoratului. Sunt lucruri absolut diferite. Eu am dat de înțeles că îmi pare rău că partidele nu se mobilizează să-și apere drepturile constituționale pe de o parte și pe de altă parte nu au programe consistente social-economice. Dumnealui când vorbește de proprietate și de micul business și de businessul mic și mijlociu, eu sunt de acord. Dar asta sunt elemente, de fapt, a statului social. Vreți stat liberal? Bine, hai să-l construim măcar acela. Numai că liberalismul, de fapt, duce la monopolizarea economiei. Și azi noi avem o liberalism clasic. Da, occidentalii, partidele principale, hai să luăm creștini democrații, hai să luăm Partidul Democrat American, Partidul Republican, ei pledează astăzi pentru clasa de mijloc.
Ei singur înțeleg că trebuie să o susțină. Că monopolurile, de fapt, sugrumă economia și americană. Trump a venit cu această demagogie, a venit la guvernare, fiindcă el a încercat să spună, ajunge monopolurile că interesele internaționale, noi trebuie să creăm aici, să avem bunăstare pentru... Și americanii l-au susținut. Acum eu încerc să spun că noi în Republica Moldova avem nevoie, și dumnealui are dreptate, să întoarcem o parte de oameni acasă. Dar cum să oamenii să se întoarcă acasă? Dacă ei se tem că aici o să le fure, dacă sistemul judecătoresc o să îi jefuiască, dacă toți corupții din guvern. Încercați dumneavoastră să deschideți o afacere în Republica Moldova. Deși avem Ministerul Economiei... Ori să mergi la război. Corect. O mulțime de oameni sunt gata să revin acasă. Eu am la baștă. Eu îi cunosc. Pe foarte multă lume în Republică cunosc. Și ei mă telefonează. La cine de dus ca să-mi permită ca eu să deschid o afacere? Da, uitați-vă cum întreabă. La cine să mă duc? Deși el ar trebui foarte simplu să fie încrezut în statul său, că ministerul ăla s-a apere, că legislația s-a apere, că Consiliul Raional, pentru ce stau autoritățile dacă ei nu sunt cointeresate în dezvoltarea economiei? Da, aici vreau să zic că ceea ce a spus doamna, că ei sunt oamenii au devenit fricoși, un mesaj de la un polițist a fost făcut pe 12 iunie, după ce au fost dați afară cei 6 polițiști care au acceptat noua guvernare, a scris pe pagina sa, da, sunt polițist, da, am credit, dar după câte știu sunt apolitic, vreți dați-mă afară, vreți eliberați-mă, vreți creați-mi dosare penale, căci de asta sunteți în stare, dar eu nu recunosc și nu mă supun vechiului guvern, acceptați pierderea la fel cum și eu mi-asum riscurile de a fi eliberat de voi. Apropo, ilegal, eu sunt un tânăr de 22 de ani și vreau să muncesc acasă, să nu plec peste hotare, deși spre asta tind foarte mulți colegi de-ai mei. Nu cred că mi-ați tăiat din alte părți toate crengile. Eu mă bucur că există așa polițiști și într-o zi a avut 900 și ceva de distribuiri, da, și a acumulat foarte multe like-uri, dar vreau să revin pentru că suntem pe final de emisiune, să vorbim despre acei trei piloni, da, de elită, despre partide. Ce să facă acele partide extraparlamentare, pentru că ele într-adevăr sunt o sumedenie în Republica Moldova care acum ar fi trebuit să iasă imediat după ce s-a întâmplat lucrurile. Nu neapărat. De partidele ce? Politice sunt iarăși expresia unui... Dar nu suntem prea mică țară ca să avem atâtea... Nu suntem prea multe. Noi, dacă o să urmăriți logica, parlamentele noastre au fost constituite din 4 partide întotdeauna. Celelalte partide sunt nevoie. Și cum e bine să apară eu odată la 4 partide? Da, este nevoie. Este nevoie pentru că oamenii se asociază pe diferite... Nu este adevărat. Oamenii se asociază pe diferite opțiuni, criterii și așa mai departe. Există un pluralism de opinii și oamenii ăștia îl pot exprima, nu e nicio problemă. Dacă vom ajunge din nou la ideea că trebuie să existe un singur partid democrat, iar toată lumea trebuie să respecte ideea, atunci în zadar mai facem ceea ce facem. Da, nu toate partidele vor ajunge la guvernare. Dar dacă noi suntem 10 oameni și vrem să discutăm despre frunza de nuc, de exemplu, dar nu suntem iubitori de frunza de nuc, care este problema voastră? Dar acum vreți să aderați la ideile noastre, poftim, la un moment dat putem să devenim majoritari. Dar dacă rămânem doar în găocea noastră, este ok. Dar acum ar fi trebuit să iasă cu niște declarații cineva? Aceste partide, la momentul actual, fac declarații. Unele de parte, altele de altele. Acum problema noastră este să încercem să alegem greu din neghină. Să vedem care și în ce parte merge. Noi, cei care îi cunoaștem, pentru noi este foarte clar cine din ce tabără vine. Ceilalți care nu-i cunosc își vor face acum concluziile. Da, domnul Stepaniuc. Eu sunt de acord, dumneavoastră are perfectă dreptate. Nu e vorba de micșorat numărul partidelor, sau e vorba de opoziție civic și opoziție politică. Doar partidele funcționează în cadrul legal al Republicii Moldova, în cadrul constituțional. Slavă Domnului că avem o Constituție în sensul ăsta, o Constituție bună. Sistemul nostru de politică este cât de cât creat. Acum, dacă are loc o deraiere, dar ea este evidentă, mai ales în ultimii 4-5 ani de zile, de la principiile, valorile democratice, da? Atunci, desigur, partidele astea care vor să lucreze legal, ei trebuie să aibă o atitudine. Și ei îi place guvernul Maia Sandu, ori nu îi place, dar el trebuie să spună, da, eu trebuie să recunosc ca partid nu știu care, că este o guvernare legală, da, eu am să-i critic, da, eu am să fiu opoziție față. Asta un pic ar micșora din frica aceea, eu așa cred. Desigur, că fiecare dacă ar fi ieșit. Dar cine trebuie să prezinte model pentru societate?
părinții, pedagogii. La logica pe care ați spus-o dumneavoastră, eu asta așteptam de la ei. Clasa politică trebuia să iasă. Doamna Revencu, mai avem un minut. Vreau să, înainte de a vă adresa întrebare, vreau să zic că avem mesaje de la diasporă foarte multe care susțin ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, susțin guvernul, prim-ministru Maia Sandu și susțin majoritatea parlamentară și chiar au susținut diaspora și poliția care a fost prezentă la o ședință în Parlament și care după aceea au fost scoși din funcție. Doamna Revencu, care ar fi mesajul dumneavoastră pentru oamenii pentru duminică? Pentru că îi așteptăm pe toți ca să spunem poporul a învins și dictatorul niciodată nu a fost veșnic. În primul rând vreau să spun tuturor că nu stați acasă, pentru că fiecare om contează. Dacă tu te gândești că, uite, eu nu vin, că se duce altcineva și va fi fără mine, va fi ok, nu. Dar fiecare așa se gândi, închipuiți-vă, o picătură de apă și un milion de picături de apă, da? Care este diferența? Un copac și 10.000 de copaci. Deci asta este diferența. Fiecare copac, fiecare om, fiecare implicare face diferența. Și nu doar pentru data de 16, dar în orice situație, în orice inițiativă, în orice ceea ce vă doriți, trebuie ca să fie rezultat, trebuie să vă implicați. Deci pe data de 16 este marșul poporului și toți care cred în ceea ce face guvernul Sandu, toți care cred că trebuie să iasă, trebuie să iasă. Fiindcă nu putem sta acasă și noi suntem fricoși, lași, a lasă altcineva să ducă să riște, dar noi pe urmă vom fi cu toți împreună și vom strânge roadele. Și pentru ca să mai tai și eu din frica aceasta care apare în fenomen în societatea noastră, vreau să subliniez că Asociația Părinți Solidari mereu au fost activi, mereu au mers și au întrebat de ce nu au făcut corect funcționarii publici și vreau să subliniez că am fost și eu martură pentru că i-am chemat aici în studio, au realizat multe acțiuni îndrăznețe și au reușit să câștige. Asta este important. Au reușit să pornească mecanismul și schimbările au avut loc. Am fost martură pentru că am urmărit după aceea prin reportaje tot ceea ce și-au propus să schimbe această asociație și au reușit. Vă mulțumim pentru asta, pe această cale. Da, mulțumesc pentru susținere și revin cu referitor la pedagogi, la elitele politice. Noi, cu păreri de rău, acum în stat nu avem exemple demne de urmat. Așa. Pentru copiii noștri. De aceea copiii nici nu vor să rămâi, elevii nu vor să rămâi. Nu vor să trăiască în toată mizeria, toată murdăria și toată. Dar ceea ce se întâmplă în ultima săptămână, ce a făcut Partidul Democrat, a bulversat toate valorile, toate ideile și a făcut și a șters picioarele de toate, de tot ce poate avea un impact benefic asupra generației următoare. Da, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în acest studio și mai fac un apel către toți cetățenii din Republica Moldova. Duminică, 16 iunie, ora 11, în fața sediului Parlamentului Republicii Moldova, veniți ca să spunem că noi am câștigat, poporul a reușit să învingă. Numai bine rămâneți cu Accent TV pentru că noi ținem pulsul asupra situației din Republica Moldova. Numai bine!